Bună, sunt Cristina, bine ați venit sau revenit pe canalul meu YouTube. Pentru videoclipul de astăzi am filmat un tutorial cum îmi fac eu sprâncenele. Eu mi le fac foarte natural, după cum se poate vedea, nu le umplu foarte mult, nu sunt grafice și vreau să vă învăț și pe voi cum să le faceți așa. Pentru că acum așa este la modă, să avem sprâncenele cât mai aerisite, nu grafice. O să vedeți ce produse am folosit, sunt doar 2 produse, dar sunt miraculoase și sper să vă placă și să înțelegeți. Nu o să vorbesc mai mult, vă las să vă uitați la video. Bun, o să încep cu gelul de sprâncene de la Benefit. Mi-a plăcut foarte mult acest gel, înainte foloseam ceară, doar că cu gelul acesta pot să fac efectul acela de natural. Încep prin a peria firele de păr în sus. Când periem firele de păr în sus, automat ele o să pară mult mai groase, dar și mult mai naturale. Apoi, aici, la vârful codiței, pur și simplu să vin să apăs un pic firele ca să le lipesc de piele. Apoi revin în față și mă asigur că toate firele stau exact cum vreau eu și cum le-am pus eu. Același lucru să fac și în partea aceasta, ridic firele. Iar aici apăs un pic firele. La mine se poate observa o asimetrie la sprâncene. Sprânceana asta este mult mai deasă și mult mai groasă decât aceasta, dar asimetria asta o să o corectez din carioca. Ca să-mi umplu sprâncenele o să folosesc carioca de la NYX. Așa arată ea, este foarte bună pentru a da efectul acela natural. Pur și simplu o să vin, nu apăs, cu vârful markerului și trag. Practic imit firele de păr. În poziția în care îmi cresc mie firele de păr, așa trag și cu carioca. Dacă firele mele cresc așa, așa trag și eu. Doar puțin de tot. Cât să-mi umplu golurile. Eu am fire de păr foarte multe și nu vreau să îmi fac sprânceana foarte grafică, dar nici să nu pară conturată. Apoi, la codiță, o să vin și o să trag de fire cât să unesc un pic cu machiajul, pentru că machiajul meu e pe alungit și atunci și sprâncenele trebuie să fie mai alungite. Nu o să le fac foarte groase și o să le păstrez fix forma lor, cât să le conturez. Același lucru fac și aici. Vin, o trag până se unește un pic, adică se unește o linie imaginară cu machiajul. Din nou, imit firele mele de păr. Apoi o să vin cu un pic de corector și o să le dau o formă, doar că nu foarte grafice. Nu o să curăț foarte mult, pentru că vreau să rămână și până la urmă vreau să fie naturale. La fel și aici. Fac și sus același lucru, pentru că dacă fac și sus și jos, cumva îmi scot și mai bine în evidență codița sprâncenei. Și gata. Aceasta este metoda mea preferată de a-mi face sprâncenele. Mi se pare că mă avantajează cel mai bine și chiar îmi plac sprâncenele cât mai aerisite, cât mai naturale. Nu-mi plac sprâncenele grafice, înainte mi le făceau și mai grafice, dar am învățat să mi le fac mai aerisite. Sper că v-a ajutat acest tutorial și că ați înțeles cât de cât cum am lucrat. Mă bucur că vă plac videoclipurile mele și aștept în comentarii dacă mai aveți o sugestie de tutorial. Vă pup!